Onorată audiență, conferința mea de azi este o incursiune în tainele somnului, incursiune pe care o expun din meleagurile străbunilor mei, adică din Israel, patria mea de azi, și ea este menită să deslușească câteva din enigmele somnului în fața dumneavoastră. De la început vreau să spun că dedic această conferință ctitorului neurologiei române, savantului Gheorghe Marinescu și elevilor săi care mi-au fost dascăli, Oscar Zagăr, Arthur Kreindler și Vlad Voiculescu. Și aceasta este cea de a doua conferință pe care o dedic maestrului, savantului Gheorghe Marinescu. Prima a avut loc în anul 2003, în care împreună cu academicianul Costică Popa am prezentat fiecare din noii membri ai Asociației, ai Academiei de Științe Medicale a României, veniți din 5 țări ale lumii, am prezentat fiecare conferința sa preferată în cinstea savantului Gheorghe Marinescu. La această conferință am prezentat dualitatea motorii a somnului, în care, pe de o parte, ceea ce vedeți este aceste monstruoase deformații ale mișcărilor ale corpului, dispar complet în somn. Somnul face minunata dispariție a acestor boli îngrozitoare de mișcare, când mamele toate așteaptă ca acești copii suferinți să doarmă pentru a-și vedea odrasla și ea ca un om normal, în liniște, în timpul somnului. Și în același timp, acest somn care face această minune de dispariție a bolilor motorii, el poate să creeze alte boli ale lui, cum sunt cele care sunt schițate mai jos, ca mișcări periodice ale picioarelor, ca somnambulismul, care este un capitol extraordinar, care are implicații forensice, criminologice deosebite, sau mișcări în timpul visului, mișcări conform visului, care apar ca o patologie a oamenilor bătrâni. Deci, aceasta fiind prima conferință, trec la a doua conferință pe care acum o prezint în onoarea ctitorului neurologiei române, Gheorghe Marinescu. În spatele fiecărei mari personalități există din tinerețe oameni mari care sezizează, decodifică calitățile fiecărui tânăr înzestrat, iar Victor Babeș, președintele Organizației de Anatomopatologie și Bacteriologie a României, sezizând această calitate a lui Gheorghe Marinescu de a putea descifra, deosebi esențialul de superficial și de a aprofunda gândirea, el a ajutat ca la vârsta de 24-25 de ani să plece, să realizeze această prezență a lui la meca neurologiei mondiale, care se afla la acea oră în spitalul Salpêtrière de la Paris, unde maestru Jean-Martin Charcot, pe care îl vedeți aici în acest tablou, el prezenta celebrele lui lecții care purtau numele de Leçon de Mardi. Aceste lesoni de mardi erau un magnet pentru întreaga neurologie existentă la ora aceea. În secolul trecut, la jumătatea secolului trecut, la această entuziastă și plină de sevă neurologie a timpului, meca neurologiei, Victor Babeș l-a ajutat pe Gheorghe Marinescu să fie prezent. Ceea ce vreau să mai accentuez aici, vedeți aici pe
Jean Martin Charcot prezentând la toată seria de auditori care veneau de peste tot din lume să-l vadă, împreună cu bolnava sa favorită despre care s-au scris cărți și care se presupune că nu era o simplă hipnoză pe care o efectua, ci era mai mult o supunere totală a acestei femei la personalitatea lui. O vedeți aici în schemă pe Blanche Marie Vietman, care este susținută într-o criză de isterie provocată de hipnoza profesorului, de către cine? De către Joseph Babinski, acest tânăr care a elaborat semnul de neurologie, fără de care nu există nici un consult neurologic să nu fie implicat. Deci vedeți în acest tablou că foarte mulți din fiii, nepoții acestor savanți care asistau la Leçon de Mardi au scris numele părinților sau bunicilor lor deasupra capului celor prezenți, poate într-o bună zi, cel prezentat aici în acest colț, poate Gheorghe Marinescu, cineva, să se încumete și să-l descopere și pe el în această sală unde a fost prezent 2 ani de zile. Pentru dumneavoastră, onorat auditoriu, am făcut acest montaj care reprezintă 100 de ani de neurologie din istoria României. Iată aici, în 1929, îl vedeți în rândul întâi, al doilea din dreapta, din stânga lor, cum ar veni, pe Gheorghe Marinescu și lângă el, în margine, pe asistentul său, Oscar Zagă. Un an mai târziu, în 1930, este scrisă această scrisoare în care Gheorghe Marinescu, însăși semnătura lui originală, îi se adresează ministrului de externe al României și îi cere să-i aprobe, deoarece posibilitățile materiale ale asistentului lui și ale lui maestrului său sunt precare, să-i aprobe trecerea prin cele 4 state până ajunge la Amsterdam în Olanda, unde îl vedeți aici pe Oscar Zagăr, împreună cu echipa de cercetători a lui Dusset de Baren, cel care a făcut studiile exemplare asupra talamusului din creier și în care Oscar Zagăr și Gheorghe Marinescu au scris de asemenea o pagină. După trecerea în neființă a lui Gheorghe Marinescu în 1961, vedeți această poză în care Oscar Zagăr preia conducerea de la Spitalul Polentina a Neurologiei și în sfârșit vedeți aici la data de 20 septembrie 2021 cum am prezentat aceste date, aceste documente pentru Academia Română ca să rămână în istoria neurologiei. Aici mă vedeți împreună cu președintele Academiei, Ion Aurel Pop, având între noi această scrisoare a lui Gheorghe Marinescu adresată Ministerului de Externe. În sfârșit, odată preluând conducerea la Spitalul Colentina, acest profesor Oscar Zagăr, care până la sfârșitul vieții lui a venit în această cameră, care era camera fostului său maestru Gheorghe Marinescu, venea de acasă vara și iarna. Iarna uneori în zăpadă își pierdea galoșul pe care îl purta, uneori împreună cu pantoful, și ajungea la această masă pe care o adora, ajungea cu un galoș, un pantof și un ciorap în piciorul celălalt, dar în momentul când se așeza pe acest scaun, totul trecea. Iată-mă împreună cu el la o discuție despre lucrarea lui fundamentală din 1960, în care el descria că inocularea de clorură de calciu în nucleul
periventricular iuxtatrigunal al pisicii provoacă somnul. Aceasta este zona în care, injectând clorura de calciu, el realiza somnul la pisici pe care îl studia. Iată-l aici pe Oscar Zagăr cu ochii lui de pisică, în discuție cu mine, eram pe atunci foarte tânăr. Și acum să-l lăsăm, renunțăm în a-l discuta pe maestru Gheorghe Marinescu și vrem să punem întrebarea și să răspundem ce anume se știa despre somn până în anul 1953, ani în care poate fi denumit de către mine, pentru dumneavoastră, anii mirabiles somni, adică anii minunați ai somnului, în care se descoperă lucruri extraordinar de interesante și monumentale pentru știința somnului în general. Se știa următorul lucru, că Charles Dickens, în 1837, în cartea sa Articole clubului Pickwick, el îl descrie pe birjarul său, pe atunci nu erau mașini, pe timpul lui Dickens avea o șaretă condusă cu un cal și avea un birjar. Pe birjar îl chema Joe. Birjarul ducea la conferințe, la cumpărături, peste tot unde avea nevoie, asta era mașina lui de atunci, și el era fascinat când se întorcea la această șaretă a lui să-l găsească pe Joe, birjarul, care era foarte gras, cu capul încovoiat, sfărăind, dormind totdeauna, sfărăind, și după sfărăitură venea câte o pauză de 5, 6, 7, 8, 9, 10 minute, care se sfârșea cu revenirea unei grohăituri, unei sfărăituri, și iată o descriere excepțională a unuia dintre geniile literaturii mondiale, Charles Dickens, a bolii numită apnea de somn, care este descrisă în 1837 de o manieră ireproșabilă. Și interesant să vă spun că au trecut numai 128 de ani, pentru că în 1965 un profesor de neurologie francez de la Marseille, pe nume Henri Gaston, să facă o înregistrare de electrozi pe cap și pe piept și să descopere această dispariție a respirației din când în când. Deci au durat 128 de ani, ca de la descrierea impecabil literară a apneii de somn să fie înregistrată și acceptată din punct de vedere științific. Ce se mai știa despre somn? Se știa că Sigmund Freud, descoperitorul psihanalizei, în cartea sa publicată în 1989, dar scris fals pe ea 1990, deoarece editorul credea că e o carte care va face minuni, el descrie Traumdeutung, adică interpretarea viselor. Visele, după Sigmund Freud, au interpretarea lor, au interpretarea care este uneori aproape de adevăr, alteori foarte eronată, dar despre cui aparține din punct de vedere științific acest vis, asta a fost descoperit abia după 57 de ani de către William Dement în cercetările sale din America. Deci ultimul lucru care îl mai vreau să-l menționez este că între 1924 și 1944 psihiatru german Hans Berger reușește să capteze undele electrice ale capului și să facă primele înregistrări de electroencefalografie,
care au ajutat enorm de mult pe Nathaniel Kleitman, care voi vorbi în continuare, în 1953, să descopere legea universală a celor două forme de somn în care omul trăiește, și anume somnul activ și somnul profund. Ce se mai știa de asemenea era importanța veghii și a somnului, importanța prezenței luminii în starea de veghe, acest câmp enorm electromagnetic plin de fotoni, de corpuscul fotonic și de unde de lumină, a căror viteză știm cu toții că este de 300 de mii de kilometri pe secundă, o uriașă viteză care creează, face parte integrantă din existența somnului și a veghii. De asemenea, se știau de începutul studiilor pe care Bogdan Kleitman le-a făcut în peștera Mamut în Statele Unite. Iată-l aici la ieșire. Dar să vorbesc acum altceva. Să vorbesc puțin despre mine, deoarece în anul 31 octombrie 1972, o zguduitură de avion am aterizat și eu am emigrat din România în Israel. Am trecut furcile caudine ale adaptării mele la noua țară, deoarece fiecare emigrare dintr-o țară în alta este un cutremur de pământ, și dintr-o dată m-am trezit, după multe luni de zile, că din medicul bun, dar evreu, care eram în România, am devenit un medic bun, dar român, în Israel. M-am orientat imediat spre această citadelă universitară, care este Universitatea Tel Aviv, și anume Facultatea de Medicină Sackler, și am reușit să intru într-o grupă de cercetare a Institutului Weizmann, împreună cu profesorul Goran Sedvald, pe care îl vedeți aici, care este președintele Institutului Karolinska din Suedia, și profesorul David Samuel, fiul lordului Samuel, care era șef de departament la Institutul Weizmann, și să mă angajez într-o lucrare care a durat 2 ani jumate, despre, împreună cu 3 babuni, 3 feluri de maimuțe, care inspirau o mixtură nu de oxigen obișnuit, ci de oxigen, de izotop de oxigen 18, deci produs din apă atomică, și care îl studiam extrăgând prin puncție occipitală din lichidul cefalorachidian produsele rezultate din neurostimulatorul dopaminergic, adică metabolitul lui, homovanilic, acidul homovanilic, ca să vedem, respirând oxigen izotopic, cât din el se transformă în neurotransmitor dopaminergic, care este esențial, raportat la ceilalți neurotransmitori. Acest studiu pe care l-am petrecut și cu multe peripeții, deoarece odată când unul din babuni, din maimuțe, s-a făcut o mișcare bruscă, când eram totul cu acul în cefalorachidian, am atins trunchiul cerebral și a intrat în comă. Profesorul David Samuel a fost foarte supărat, mi-a spus că nu poate să-și permită să plătească încă un babun dacă el, și că mă roagă foarte mult să fac tot ce pot pentru ca să-l recuperez. După două zile și o noapte în care am petrecut-o împreună cu babunul la departamentul de la Universitatea Tel Aviv, omul și-a schimbat ideea și a văzut că depun prea mare efort, m-a chemat înapoi, a cumpărat al treilea babun și am putut să continuăm experiența. Deci, iată-mă
În 1979, după perioada mea de adaptare în Israel, simțind bătrânețea bătând la ușe și în zare mă vedeam la un cabinet la o policlinică în provincie, fapt care îmi provoca o depresie adâncă. Cu speranța unui disperat de a evita acest proiect de viață, am scris un proiect despre studiul somnului la bolnavii de Parkinson și la bolnavii cu boli extrapiramidale, pe care l-am trimis fără să știu prea multe și fără să-mi pot explica pentru ce a fost acceptat. După aceea vă voi relata secretele acestei reușite și am primit, după un număr de luni, la vârsta de 49 de ani, un telefon de la profesorul Melvin Iar, pe care îl vedeți aici în poză, împreună cu un bilet de avion, în care mi-a spus: vino să-ți faci proiectul pe care mi l-ai prezentat. Ajuns în Statele Unite, am ajuns în 1979. Dar important este ce s-a întâmplat în 1951, deci cu 28 de ani înainte ca eu să ajung în America. Și interesant, am să vă spun, este pentru că un alt cercetător român a ajuns cu câțiva ani înainte de la Chișinău în Chicago. Și povestea este foarte interesantă. Acest cercetător român din Chișinău, care se chema Bogdan Kleitman, dar odată a ajuns la Chicago la vârstă tânără, pentru că era foarte fericit și a schimbat numele din Bogdan, pe care îl primise la Chișinău, în Nathaniel, a dat Dumnezeu că a ajuns la Chicago. Deci Nathaniel Kleitman, el e cunoscut în literatura științifică ca Nathaniel Kleitman. El avea un asistent. La un moment dat, prin 1951, l-a rugat pe acest asistent, dat fiind că un psihiatru german descoperise o mașină care îți permitea decelarea și înregistrarea curenților electrici de pe calota în care este învelit creierul, l-a rugat să meargă să caute undeva în subsolul Universității din Chicago una din mașinile care se încercau să se realizeze această înregistrare, deoarece din 1924 până în 1941 Hans Berger a tot dat tot felul de soluții de a construi mașini pe care cercetătorii din Chicago încercau și ei să le realizeze. În sfârșit, într-o noapte, Nathaniel Kleitman i-a dat acestui asistent al lui dispoziția să înregistreze, să pună electrozi pe capetele copiilor și să înregistreze ce anume se întâmplă în timpul somnului. Într-o bună zi, adică pe la începutul acestei experiențe, Aserinski, care era asistentul lui, a primit vizita fiului său, iar acesta, foarte obosit, s-a culcat. Și atunci, înainte să adoarmă, Aserinski a pus pe capul copilului, a pus electrozii și l-a lăsat să doarmă. După mai multe ore, în timpul somnului, fiind în camera de alături, a văzut pe înregistrare că toate acele încep să se miște foarte puternic și era sigur că omul s-a trezit și s-a dat jos, s-a dus, a văzut că copilul e nemișcat, dar ochii în cap îi se mișcau tot timpul, pe timp de câteva minute, după care această agitație electrică, această furtună electrică a capului a încetat. A doua zi dimineață i-a povestit profesorului Kleitman ce s-a întâmplat la înregistrarea fiului. Acesta și-a dat seama că ceva
important se petrece și i-a dat dispoziție să continue să înregistreze toți copiii care îi cad în mână din universitate, împreună și bărbați. În sfârșit, după un an de studii în care au fost înregistrați copiii maturi, femei, bărbați, s-a descoperit în 1953 și s-a publicat legea universală despre existența a două forme de somn. Somnul cu mișcări oculare rapide, care din cauza englezii se cheamă rapid eye movement, deci somnul REM, și somnul non-REM, somnul profund. Deci această descoperire a fost realizată de acest român din Chișinău, pe nume Bogdan Kleitman, devenit Nathanael Kleitman, cu care am avut onoarea să mă întâlnesc de multe ori în viață, dar uite, întâmplarea face ca la congresul din 1995, când el împlinea 100 de ani și eu 66 de ani, un ziarist ne-a găsit vorbind și ne-a fotografiat. Auzind că vorbim românește, a scris dr. Jean Ashkenazi Stânga și Nathanael Kleitman, amândoi din România, originar din România, într-o inspirată poză. Ne-a făcut această poză la doi români, între care unul a devenit astăzi un erou al științei, deoarece, așa cum există premiul Oscar pentru cinematografie, așa cum există premiul Nobel pentru știință, așa cum există scaunul lui Charcot pentru neurologie, pentru știința somnului, premiul Kleitman este de aceeași valoare. Iată, deci, o istorie foarte interesantă, care poate într-o zi istoricii, cu ajutorul președintelui Academiei și a Departamentului de Istorie al Academiei, va dedica acestui român din Republica Moldova, acestui român din Chișinău, Kleitman, o istoria lui care merită. Deci, să rezumăm care este situația somnului. Ce știm despre somn în 1965? Deci, acești 12 ani, pe care eu numesc ani mirabile somnii, adică anii miraculoși ai somnului, ce anume s-a descoperit? S-a descoperit existența a două forme de somn, somnul activ și somnul lent. S-a descoperit în 1964 de către ilustrul profesor Michel Jouvet că tonusul muscular în timpul somnului activ, somnul cu mișcări rapide oculare, este total inhibat, adică omul în starea de somn activ, el nu poate face mișcări. Mușchii, tonusul muscular este inhibat, este scăzut. Aceasta este inteligența naturii. Vă dați seama, dacă un om n-ar avea acest fenomen de inhibiție musculară, dacă el visează că e urmărit de un bandit care vrea să-l împungă cu un cuțit, poate să sară pe fereastră de la etajul 10 și să fie găsit dimineața pe trotuar mort. Deci natura, înțelepciunea naturii a făcut pentru a permite omului să viseze ce vrea, ca aceste vise să fie însoțite de o inhibiție musculară. Aceasta face ca după încă vreo 10 ani de la aceste descoperiri, să fie descoperită o formă de boală la bătrânețe, în care acest fenomen de inhibiție a mușchilor să fie slăbit. Și de multe ori câte un bătrân care visează că se luptă cu un răufăcător, îi trage o palmă sau un pumn soției care se scoală speriată și nu știe ce s-a întâmplat cu ea. O altă descoperire a acestor 12 ani minunați, miraculoși, este faptul că William Dement, în 1957,
după studii sistematice, descoperă că somnul cu vise apare în 80% din somnul activ și numai în 20% el apare, visul apare în somnul lent și este de altă natură decât somnul activ. Visul din somnul activ este cu culori foarte vii, foarte intens, foarte concentrat față de visul din somnul lent. Totodată, Charles Fisher, la Universitatea din New York, descoperă că somnul activ, somnul cu mișcări rapide, este însoțit totdeauna la bărbați de erecție, mai ales în etapele de REM de la sfârșitul somnului, și asta de face ca tot complexul de fenomene care însoțesc somnul activ și somnul lent să fie descoperite în acești 12 ani, ai anii mirabile somnii pe care i-am descris. Deci foarte mulți humoriști au făcut schițe de genul ăsta în care un om în somn cu mișcări rapide oculare este transportat astfel. Acum, filozofia, literatura a fost foarte influențată de toate aceste descoperiri. De exemplu, Schopenhauer, care a descris că nebunia este un somn prelungit, iar somnul este o nebunie scurtă, este un lucru foarte înțelept și foarte adevărat. De exemplu, în acest tablou al lui Ribera, un tablou care valorează de la 5 milioane de dolari în sus, acesta prezintă o situație care, din punct de vedere științific, este un fake. În stare de somn activ, când tonusul muscular este scăzut, nu poate brațul drept al omului să susțină capul. Este o imposibilitate științifică, dar totuși prețul acestui tablou intitulat Somnul lui Iacov crește de la 5 milioane spre 10 milioane. Ceea ce pot să spun astăzi ca o concluzie a celor spuse până acum, din care n-am spus mult, dar am spus lucruri esențiale, este faptul că așa arată somnul de la naștere până la sfârșitul vieții. În această viață tranzitorie pe care noi o trăim și pe care o aveți prezentat aici, la început pruncul are jumate din timp în stadiu de somn activ, rapid eye movement, pentru că la sfârșitul vieții numai 20-30 de minute din somnul activ să fie prezent, restul fiind somn lent. De asemenea, vedeți, perioada de somn care este de 15 ore la prunc apare de 5 ore jumate către sfârșitul vieții. Această plângere a oamenilor maturi și bătrâni că sunt insomniac, dați-mi pilule de somn, că nu pot să dorm. Asta e o realitate fiziologică, nu poți pretinde unui om de vârsta mea să doarmă 7-8 ore, decât dacă e drogat cu pilule de somn. Ce asta? Pentru că somnul lui natural este mult mai scurt. În afară de asta, el adorme în timpul stării de veghe pentru minut, două, câteva secunde, fapt care micșorează somnul de noapte. Deci aceasta este una din realitățile importante. Dacă în 1970 au fost descrise 88 de boli ale somnului, în anul 2007 există deja 110 boli ale somnului care fac parte integrantă din patologia generală a omului. În 1981-82
înapoi în Israel și primul lucru care l-am făcut aici este Institutul de Somn cu numele de Oscar Zagher, cum este scris aici în ebraică, la Centrul Universitar Shiba. Aici sunt eu, în care iau un interviu soției lui Oscar Zagher, Berta Zagher, și venită în Israel, care se afla pe cărucior, nu mai putea să meargă, însă vorbește, ține un mic discurs despre soțul ei la deschiderea institutului, a fost invitată de către mine la deschiderea institutului care poartă numele soțului ei. Iată institutul, cum arată intrarea și iată echipa, una din echipele mele de cercetare este această doctoriță și trei tehnicieni de somn. Și aici aveți imaginea unei unități de cercetare, microneuronografie, în care am reușit cu ajutorul medicilor din Japonia să creez un laborator de înregistrare a sistemului nervos autonomic, a firelor simpatetice și parasimpatetice ale nervilor membrilor inferioare cu ajutorul acestui sistem. Dar acest lucru a fost realizat numai datorită prieteniei sincere și totale între mine și Tadaaki Mano, decanul universității din Japonia, care m-a ajutat la instalarea acestui laborator minunat de microneuronografie. Este un laborator pe care el l-a creat în laboratorul lui, care, între altele, făcea înregistrări ale somnului sub apă, adică era într-o cămăruță sub apă, la o gravitație inferioară gravității din atmosferă. El realiza aceste înregistrări, fapt care a fost foarte interesat de către NASA și a fost cooptat de către grupa de la NASA pentru cercetare în continuare. Deci iată-mă înapoi, în anul 1987 a ajuns înapoi în Israel, împreună cu decanul Facultății de Medicină Sackler de la Universitatea de la Viv, Eliezer Kaplinski, și împreună cu șeful Organizației Evreilor din Franța, unde eu eram membru de onoare, am instituit societatea EDAM, care ne-a ajutat foarte mult să organizăm un cursul de specializare a medicilor care erau un surplus în Israel pentru organizațiile de medici fără frontiere ale Franței. În acest montaj vreau să vă arăt că ceea ce este foarte, foarte important în știință, în cercetare, în realizarea de lucruri importante, este această prietenie sinceră între oamenii cu care colaborez. Iată-l aici pe Tadaaki Mano, iată-l aici pe Alan Hobson, celebru psihiatru american, iată-l aici pe McCarley, iată-l aici pe Michel Jouvet, iată aici o grupă de cercetător american, Harry Lafford, iată aici o grupă de cercetare european, iată aici pe decanul de la Salpetrier, profesorul Castein, și împreună cu noi. Această prietenie, această prietenie adevărată, sinceră, dezinteresată, autentică, este esențială pentru cercetarea de zi de zi. Și iată aici, la al doilea congres al Asociației
de cercetare a somnului din Asia și primul congres israelian al somnului, unde am prezentat această invenție de cronodisc, în care arăt că în anumite perioade, datorită cronobiologiei naturale a creierului, este interzis de a semna tratate sau de a semna hotărâri în legătură cu proiecte. Acestea sunt orele în care în anumite țări este interzis, deoarece dacă ajungi într-o țară în care orarul este cu totul diferit și orele tale de somn profund sunt în orele 11-12 dimineața sau 4-5 după masa, aici este indicat care sunt orele în anumite țări în care este interzis ca delegatul să semneze tratate și proiecte care, datorită lipsei de vigilență și atenție a creierului, să fie însoțite de greșeli. Acest cronodisc a fost cumpărat de către societatea El Al din Israel. Ceea ce mai vreau să arăt, ce cred că este important de știut, este că într-una din cărțile despre enigmele somnului pe care le-am scris, distinsul profesor Michel Jouvet, directorul departamentului, cel care a descoperit inhibiția mușchilor în somnul activ, în somnul cu vise, scrie în prefața cărții mele. Capitol după capitol, profesorul Ashkenazi descrie și explică tulburările somnului în timpul nopții. Interesant în mod deosebit este efectul pe care l-a avut războiul Golfului asupra populației Israelului, pe care profesorul l-a studiat chiar în timpul războiului. Onorată audiență, cele 18 rachete care au fost aruncate în 1991, în luna februarie, de către Saddam Hussein din Irak asupra Israelului, am hotărât atunci pe loc să fac o cercetare. Iată rezultatele acestei cercetări. În acest război, după 17 zile de la începutul lui, un număr de 1045 de cetățeni între 16 și 18 ani au fost interviuați între 4 și 12 februarie 1991 în toiul războiului și între 1 și 8 aprilie după căderea celor 18 rachete. Norocul a vrut ca cele 8 zile de cercetare să fie în mijlocul războiului, în mijlocul primirii celor rachetelor din primele 8 zile. Acum, populația nu știa, a fost anunțată că acele capete de rachete pot fi convenționale, pot fi atomice sau pot fi bacteriene. Deci stresul la care a fost supus populația Israelului a fost extrem. În al treilea rând, semnalarea venirii rachetei a fost de 1 până la 60 de secunde înaintea căderii. Deci instalarea în camera blindată, aplicarea măștilor copiilor și bătrânilor și a doua sirenă care anunța că racheta a căzut, obliga ca toate aceste lucruri să aibă loc în această perioadă. Este pentru prima dată din istoria a 6 războaie a Israelului timp de 43 de ani, când atacul era adresat nu frontului, ci spatelui frontului. Și aceasta în timpul nopții. 38%
au suferit de noi insomnii. În plus, în față de cele 13% de insomnii existente, 12,5 noi insomniați după 31 de zile de la terminarea războiului, s-a dublat numărul de insomniaci. Iar sindromul de post-traumatic stress sindrom a inclus și insomnia cronică. Iată aceste lucruri care cred că sunt importante de știut astăzi, când țări întregi sunt preocupate de energia nucleară și de armamentul nuclear, această experiență a Israelului, care după 43 de ani de războaie ale frontului a trăit în 1991 războiul rachetelor care sunt adresate în timpul nopții spatelui frontului, să ne determine să facem acest studiu. Iată aici cum arată în camera unde se ascund oamenii când este anunțată racheta, și camera, cum să-i spun, de apărare. Și iată-mă aici împreună cu profesorul Levi, timp de 5 ani de zile studiem toate aceste rezultate pentru a scoate în evidență aceste 7 puncte care cred că sunt importante pentru viitorul și pentru istoria noastră. Nu vreau să închei această conferință fără a anunța stima și respectul meu pentru președintele Academiei, fostul președinte al Academiei, Eugen Simion, și actualul președinte al Fundației de Știință și Artă a Academiei, care a realizat prin acest Pansel Rob Clubul București, unde ne adunăm în jur de 40 de oameni din toată lumea și care ne oferă un buchet de știință și de prietenie pentru care îi rămân îndatorat pentru totdeauna. Pe baza pozei lui Giorgione, 3 vârste, vă prezint acum pe fiul meu, Nadir, pe nepotul meu, Enoș, amândoi medici, și pe mine, care vă urăm tuturor celor care m-au ascultat sau care mă vor asculta sănătate, fericire și să se folosească de cele auzite pentru realizarea bucuriei de a trăi. Mulțumesc!